În ultima săptămână, angajații de la Inspecția de Prevenire din cadrul ISU abia mai fac față la solicitări. Când nu trebuie să informeze care sunt actele necesare autorizării, verifică documentele depuse în acest scop. Și documentația sunt două exemplare. Sigur, două exemplare. Haideți să ne uităm să vedem dacă aveți toate documentele. Avem cerere, raport de expertiză, referat cu verificare, scenariu de securitate la incendiu. Actele care atestă luarea măsurilor de prevenire a incendiilor diferă în funcție de stadiul în care se află imobilul pentru care se solicită autorizarea. Obținerea lor poate dura chiar și câteva luni. Avizele certifică faptul că proiectele pentru investiții respectă normele și măsurile tehnice în vigoare. Autorizațiile de securitate la incendiu certifică faptul că obiectivele, construcțiile, spațiile realizate respectă cerința esențială de calitate, securitate la incendiu. Noi am început această procedură încă de acum câteva luni, pentru că, după cum spuneam, și după cum vedeți și dumneavoastră, în cele două dosare ale noastre, este destul de multă documentație și destul de multă informație care trebuie pusă la dispoziția domnilor de la ISU. În perioada următoare, în situația în care va crește foarte mult numărul solicitărilor, luăm în calcul inclusiv prelungirea programului de lucru, astfel încât cât mai mulți operatori să-și depună documentele la compartimentul avizare autorizare și să intre în legalitate. În cadrul Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Olt își desfășoară activitatea 25 de angajații. Sunt cei care informează, verifică actele depuse spre autorizare, dar și inspectează imobilele pentru care se solicită eliberarea autorizației de securitate la incendiu.